Am avut o extraordinară mare satisfacție când am primit invitația pentru această conferință, pentru că apărea un lucru la care eu mă gândesc de mult și care cred că este foarte interesant, și anume faptul că cineva a sesizat că avem nevoie de anumite înțelegeri pe care le putem numi pact, pact național, nu e transpartinic. Aici înseamnă că trebuie să fie înglobat tot ceea ce înseamnă gândire și creativitate, indiferent că este politic sau nu, dar avem nevoie de un pact pe anumite probleme. Eu cred că avem nevoie de un pact pentru România în general, pentru că lucrurile sunt într-o direcție în care trebuie ca să luăm o hotărâre. Discuția care a avut loc aici și care, din care am învățat foarte multe lucruri, ne fiind din domeniu, și am învățat un lucru important, că nu există foarte multă bunăvoință, foarte multă uh, determinare în a schimba lucrurile, în profita unor restricții financiare, administrative și așa mai departe, că există unele progrese, dar uh, n-am avut niciun moment senzația că discutăm despre un, un pact național. Lucrurile s-au rezumat la uh, discuția pe o ramură, pe un domeniu, pe o profesie. Foarte bine că e așa. Dar vreau să vă spun un lucru. Nu știu dacă dumneavoastră vă dați seama. Toți care suntem aici în sală suntem oameni care urmărim informațiile, care discutăm, care avem această șansă extraordinară de a socializa cu oameni care au pregătire și care lucrează în economia reală. Nu știu dacă v-ați dat seama că economia României și România în general este blocată. Noi suntem într-o situație, într-un moment unic în istoria celor 30 ceva de ani în care România este blocată. În mod științific, această blocare se numește capcana venitului mediu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că după o dezvoltare pe care noi am avut-o foarte bună, după aderarea la Uniunea Europeană, am ajuns la un venit pe cap de locuitor care reprezintă, spun specialiștii, o capcană. Și anume, am ajuns aproape la 12.000 de dolari pe cap de locuitor. Asta este o capcană în sensul în care și China și alții o trăiesc, este în sensul în care dacă nu faci un salt de structură, reformator, te dezvolți extensiv. Adică te dezvolți cu aceleași lucruri. Mai faci niște vagoane noi, mai repar șina, faci niște facilități extraordinare, pentru, mai speli geamuri, mai faci lucruri de-astea. Cum spunea doamna deputat, în nu cu adevărat, geamurile sunt murdare mereu, la trenuri. Dar nu faci saltul spre ce? spre ceea ce România are nevoie acum. Și, din păcate, nu discutăm lucrul ăsta. România este în momentul în care are nevoie de o structură globală care să includă dezvoltarea tuturor ramurilor și a sectoarelor, în așa fel încât să creăm valoarea adăugată superioară.